Încă o zi obișnuită. Oare când o să devin celebru? Hmm? Ce s-a stea? E un semn! Trebuie neapărat să organizez o expoziție de proiecte DIY. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am folosit doar creioane cerate pentru a face toate astea. Asta-i soluția? Veniți încoace! Vai, dragele mele, ce-ar trebui să fac? Vă e foame? Poftim? Nu vreți tort? Atunci ce vreți? Spuneți-mi, vă rog! Semi, ce faci aici? Mă chinui, nu vezi? Trebuie să convin creioanele astea încăpățânate să se transforme în proiecte artizanale. Dar nimic nu funcționează. Creioanele nu se pot transforma singure în lucrări artizanale, dar te pot ajuta să-ți canalizezi energia creativă în direcția potrivită. Hai să începem! Ave tibidaba! Bine, sunt gata! Cu ce vrei să începem? Hai să facem creioane cerate personalizate în formă de cos de sirenă! Wow! Nici măcar nu știam că avem așa ceva! Și ce reale par! Și uite creioanele! Le-am dezlipit etichetele! Ah, cred că știu ce trebuie să fac! O să așez creioanele cerate în matrițe așa! Și gata! Dar nu va funcționa! Deci ideea mea a fost inutilă? Nu, dar avem nevoie de o abordare diferită! Wow, ce vezi clipici! Dar ce ar trebui să facem cu ei? Ah, m-am prins! Așa voi obține creioane personalizate unicat! Bun, am nevoie de loc ca să manifest talentul! Da, așa! Sunt epuizat! Cine ar fi crezut că o să fie atât de greu? Artizanatul nu e niciodată ușor, Semi, dar îți promit că merită! Da? Noroc cu ciocanul ăsta! V-a ajuns, creionelor? Lovitură de karate! O să vă învăț eu minte! Ok, cred că am terminat! Bravo, Semi! Acum trebuie doar să așteptăm! Poftim? N-am timp să aștept! Știu cum să accelerez procesul! Deci, a funcționat? Da! Hai să vedem ce am obținut! Voi fi foarte atentă, promit! Wow! Arată uimitor! Hai să-l probăm! În regulă! Hai să vedem! Deci, cum ți se pare? Spun că merită o mulțime de like-uri din partea privitorilor! Nu fiți lacom, prieteni! Creioanele astea sunt super! Cozile alea de sirenă au fost o idee genială! Sunteți de acord, prieteni? Te-ai mai gândit și la altceva, Semi? Sigur! Un tablou făcut din creioane cerate topite! Stai! Avem nevoie de ceva pentru a încălzi atmosfera! Ha! Știu! Apoi m-a întrebat, ai un cuib de pasăre pe cap? Nu pot să cred că a spus asta! Sper că ție-ți place noua tatunsoare! Nu știu, ai putea să o mai aranjezi un pic? Ah, sigur! Am ceva perfect! Ieri am primit ăsta! E cel mai nou model! Ar trebui să fie ce trebuie, dar trebuie să te avertizez! Trebuie să te ții tare! Oh, nu! Îmi pare rău, doamnelor, dar am nevoie de ăsta! Hei, oprește-te! Fiu, m-am temut că o să rămân fără păr! Ok, astea sunt toate culorile pe care le avem! Suzy, ajută-mă! Ăsta-i mult prea greu pentru mușchii mei subțiri! Imediat! Adulții sunt mai buni la asta, prieteni! Așa-i! Ar trebui să le cereți ajutorul dacă vreți să faceți asta! Am o idee! Adaugă și un pic de alb în acest amestec colorat! O să arate spectaculos! Cel puțin așa sper! Hai să încercăm! Semi, ai avut dreptate! Chiar e o capodoperă! Da, arată minunat! Stai, vreau să o admir de la distanță! Bun, oare ce urmează? Poftim? Nu sunt sigură, nu plănuiam să fac atât de multe proiecte. Dar nu poți expune doar două lucrări artizanale? Nu pot? Oh, nu! Stai! Vreau să fiu faimos, eu am nevoie de expoziția asta. Ok, cred că am o idee. Dar va trebui să faci ca mine.
cred că e absolut adorabilă! Așa e! Și a fost atât de ușor încât am desenat încă 3! Și modelele sunt diferite? Super! Și acum e timpul pentru magie! Asta e vopsea acrilică neagră, prieteni! Cine-i gata să vadă ceva super tare? Acum zgâriem cu atenție desenele! E foarte distractiv și foarte ușor! Fiți creativi și veți obține ceva de genul ăsta! E minunat, Siu! Chiar te-ai autodepășit! Mersi! Sunt flatată! Acum hai să le vedem pe toate! Ah, ce sete mi-e după toate aceste proiecte creative! Ce e? Ce se întâmplă? Ah, un monstru! Nu știu cine ești, dar ia de aici! De ce țipi atât de tare, Siu? Mersi pentru ceai, frate! Păcat că n-ai avut niciun fursec! Pa! Stai puțin! Știu ce mai putem crea! Ce zici de niște creioane cerate în formă de dinozauri, Susan? Sună bine! Și fix de asta avem nevoie! Atunci trebuie să pregătim creionele cerate! Se rezolvă! Îmi pare rău, creionule, dar trebuie să fac asta! Mă pricep la zdrobit! Chiar că! Și cine e de acord ar trebui să se aboneze cât mai rapid! Ok, creionul ăsta cerat în formă de dinozaur va fi portocaliu și ăsta albastru! Nu, nu, celălalt! Da, bravo! Fă-l pe cel de lângă verde! Nu te descurci fără mine, nu? Vai, Semi! Acum o băgăm la cuptor! Ai nevoie de ajutor, Siu? Nu? Puh, ce rapid a fost! Bravo! Hai să vedem ce avem aici! Uimitor! O să fie o plăcere să desenez cu așa creioane cerate! Și cel mai tare e că fiecare dinozaur are altă culoare! Hai, testează-le, Siu! O să-ți desenez și eu ceva! Wow, sună interesant! Ceva ce arată destul de bine! Oh, mulțumesc, Semi! Acum hai să ne uităm mai atent la dinozaurii noștri colorați! Cred că nu mai am nevoie decât de un obiect DIY pentru expoziție, dar nu mai am nicio idee! Da, și nici nu mai avem multe creioane cerate! Trebuie să fie ceva simplu, dar special! Știi ce? Cred că ar trebui să facem o inimioară! Minunat! Adu pânza! Poftim! E greu! Super! Acum hai să desenăm o inimioară! Bine că mai avem suflanta cu aer cald! Pornește-o! Oh, nu, stai! Lasă-mă să mă dau la o parte mai întâi! Aha, e mult mai bine aici! Oh, nu, nu, stai! Da, aici stau și mai bine! Principalul lucru e să nu stricăm forma și ăsta e rezultatul! Fabulos! Relaxează-te, Semi! Hai că poți! Toată lumea o să-ți adore creațiile! Sper! Salut! E o expoziție fantastică! Serios? Mulțumesc! Trebuie să vorbesc cu cei prezenți! Ai făcut o treabă grozavă! Și văd că de data asta ai și niște dulciuri! Frumos! Alea sunt exponate! Pe bune? Da! Oh, astea sunt preferatele mele! Sunt uimitoare! Hei, ce-a pățit părul tău? Nu mai adu aminte! Înțeleg! Vă mulțumesc tuturor pentru prezență! Apreciez foarte mult interesul pentru lucrările mele artizanale! Vreau să mulțumesc în mod special creioanelor cerate care m-au inspirat și, desigur, cele mai bune prietene ale mele, Siu! N-aș fi putut să realizez nimic fără ea! Oh, eu doar te-am ajutat puțin! Și vă mulțumim și vouă, dragi privitori, pentru că ați fost alături de noi azi! Pe curând! Ah, corect! Vă iubim atât de mult, prieteni! Nu uitați să ne dați like și să vă abonați! Dino, nu mânca aia! Deci, Semi, ești pregătit?
Hai să ne arătăm desenele! Wow, Siu, ce realist e! Cum ai reușit? Păi bine, hai să ne facem echipă data viitoare! Ce zici, Siu? Nu mă deranjează, Sammy! Pe cine să desenăm? Să-l sun pe Roger? Nu, ar fi prea ușor! Echipa noastră e atât de tare încât am putea să o facem pe Mona Lisa! Ce idee bună, Sammy! Bună, prieteni! Azi vom face ceva cu adevărat neobișnuit! Vom face o copie după cel mai faimos portret din lume, Mona Lisa! Și-am găsit deja modelul perfect! Mersi, Sammy! Mai întâi trebuie să schițăm proporțiile viitorului desen. Pentru că Mona Lisa este o pictură tare bine proporționată, hai să o facem de mână! Vom începe cu capul și părul. Siu, toți oamenii au aceleași proporții ale feței? Nu chiar, Sammy. Toți oamenii au trăsături diferite, adică ochii, nasul și gura. Dar nu e nimeni așa frumos și perfect ca mine! E timpul să facem umbrele și accentele. Nu săriți peste partea asta, pentru că o să vă ajute să înțelegeți proporțiile mai bine. Proporțiile corecte reprezintă cam 90% dintr-un desen perfect. Asta numești tu un desen? Credeai că e gata? Evident că nu e! Am făcut doar o schiță, pentru ca rezultatul final să iasă frumos și curat. Acum vom transfera liniile principale pe o nouă foaie de hârtie. Pentru asta ne trebuie o bucată de cretă sepia. Unde e? Pe asta, mă rog, auzi? Îți rămân datoare, Sammy! E super simplu! Trebuie doar să o frecăm pe tot spatele desenului nostru. Ce vom folosi pentru versiunea noastră de Mona Lisa? Vopsele în ulei ca Da Vinci? Sau vopsele acrilice, care sunt mai simplu de folosit? Poate acuarele? Am uitat să zic! Ne trebuie creioane colorate! O să fie ceva nou! Atunci o să mă duc să aduc o cutie nouă, pentru că e ocazie specială! Nu știam că aveam una! Slime-ul ăsta are așa multe secrete! Între timp, hai să punem desenul peste foaia curată și să creionăm conturul! Încercați să o faceți foarte precis, ca imprimarea să devină vizibilă pe hârtie! Așa! Ok, acum e momentul, dragilor! Ține-mi pumnii! Sper că a mers! Ta-da! E grozav! Dați-ne un like, prieteni, dacă v-a plăcut tehnica asta simplă și eficientă! Ia să vedem dacă încă mai pot face trucuri magice! Sammy, trebuie să ai grijă cu creioanele colorate! Scuze, poftim! E mai bine? Absolut! Ok, haide! Vom începe cu cea mai simplă parte și cu zona cea mai extinsă a imaginii Mona Lisei, părul ei! La început vom folosi culorile mai deschise, că așa nu vom face greșeli majore, și apoi vom adăuga culorile mai închise! Și toate culorile vor începe să se combine! O să iasă grozav! Hei, am auzit că oamenii numesc tabloul Gioconda! Oare de ce m-ai păcălit, Susan? N-am făcut-o, Sammy! Titlul picturii vine din biografia lui Leonardo da Vinci, scrisă de Giorgio Vasari, în care o numește pe doamna asta Lisa Gherardini, soția unui bogat om de afaceri florentin numit Francesco del Giocondo. Ok, am înțeles. Dar ce înseamnă Mona? Mona e o prescurtare din italiana cuvântului Madonna, care înseamnă doamna mea sau doamnă. Interesant! Văd că părul e gata și îți trebuie ăsta pentru față. Ai mare dreptate, Sammy! Ajungem la partea principală și cea mai grea a desenului nostru. Tehnica e aceeași, începem cu nuanțele mai deschise. Încercați să abordați întreaga pictură, prieteni, nu doar niște zone, și apoi adăugați umbre mai închise.
se pare mie sau ea chiar nu are sprâncene? Ha, ce ochi agile ai, Sammy! Da, și-a ras sprâncenele pe bune! Unii zic că asta era moda celor vremuri în lumea celor bogați, în timp ce alții insistă că desenul e neterminat. Mă rog! În 2007, o scanare digitală de mare rezoluție a dezvăluit faptul că, efectiv, sprâncenele ei s-au șters în timp și după ani de restaurări. Ce de se crede? O operă de artă atât de misterioasă! Da, Sammy, exact! Încă nimeni nu e sigur cine a fost doamna asta. Există o teorie cum că ar fi reprezentarea feminină a lui Leonardo da Vinci. Îți poți imagina asta? Totul e așa interesant! Și gata! Sammy, ia uite! Fiu, chiar e grozavă! Dar poate că ar fi trebuit să-i pictăm o rochie și fundalul? Desigur! Ăsta va fi următorul nostru pas! Ok, dragilor, hai să-i facem rochia! Sammy, adu-mi creionul verde, te rog! Poftim! Știu, întâi culorile mai deschise! Mersi, Sammy, ești de mare ajutor! Sunt norocos că te am, tu care poți desena așa bine și poți face o copie acestei capodopere! O să o agăț în sufrageria noastră cu mare plăcere! Nu ești singurul care vrea să aibă desenul ăsta, Sammy? În 1911, Mona Lisa a fost furată din Muzeul Louvre din Paris. Și știi pe cine bănuiau? Poate pe directorul Louvre-lui? Ai potențial de autor de thrillere, dar nu, n-ai ghicit! Păi, nu ne ține în suspans! Spune-ne răspunsul corect! Îl bănuiau pe Pablo Picasso, dar a fost achitat. După 2 ani l-au prins pe Vincenzo Perugia, încercând să o vândă pe Mona Lisa unui dealer de artă din Florența. Vă place, prieteni? Atunci dați-ne un like! Acum putem trece în sfârșit la fundal! Vom începe cu schița! Dar, dragilor, nu vă chinuiți prea tare, altfel o să distragă toată atenția de la prim plan! Și e timpul să colorăm! Vom face cerul folosind un creion verde ca mușchiul! Mai e puțin! Hei, ochi de vultur! Ai observat ceva în spatele umărului stâng al acestei faimoase femei? Nu știu, de obicei ochii mei sunt pe Mona Lisa, nu pe fundal! Și de aia nu mulți oameni observă acest mic pod! Se numește Ponte Vecchio și era situat în centrul lui Bobbio, un mic sătuc din nordul Italiei. Din păcate, în 1472 a fost distrus de mare inundație. Chiar îmi place cum a ieșit! Mai avem de făcut un mic detaliu final cu fața! De aia m-ai rugat să ascult toate creioanele colorate? Da, trebuie să fim foarte preciși acum! Vom face și mai multe umbre, mai multe accente pe aici, pe colo, ca să semene și mai tare a tablou renascentist! Vom trece și peste zona asta iar, ca să se combine mai fin culorile! Gata! Hai măi, îmi supraestimez talentul! Cred că mi-ar lua o viață întreagă ca să ajung să desenez ca adevăratul maestru! Dar, fără falsă modestie, mi se pare că desenul e fenomenal! Lucrarea asta clar merită să fie expusă la Louvre! Oh, mersi, Sammy! Dacă vă place desenul nostru, dragilor, dați-ne un like! Și nu uitați să vă abonați ca să vedeți și mai multe desene incredibile! Ne vedem în următoarele clipuri!
Bună tuturor! Eu și Sammy filmăm TikTok-uri aici. Ești gata? Sunt gata! Sunt așa cool! Yummy! Sunt bine! Wow! Chiar trebuie să încerc asta! Vino, Natasha! Sammy, ce tot faci? Ți-ai pierdut memoria de la căsătura aia? Asta nu e comestibilă, e noua mea husă de telefon! Îți faci joc de mine? Ieri ai văzut-o cum am decorat-o. Mai întâi Roger a cumpărat kit. Pe urmă am ales o culoare și l-am colorat. Apoi am luat o husă transparentă obișnuită și am început să fac asta. Treptat, husa a început să semene cu glazura prăjiturii mele preferate cu lămâie. Iar eu treceam pe acolo și am întrebat unde este rozul. Aha, așa că am decis să fac acești trandafiri roz. Dar nu a fost suficient pentru mine. Am vrut o husă colorată, așa că am decis să mai adaug glazură. Ai folosit chiar și cutia aia cu mărgele prețioase de care eu nu am voie nici să mă apropii. Și apoi asta a fost cireașa de pe tort. Un suport de telefon delicios. Ei bine, mare TikToker, continuăm să filmăm? Nu! Să căutăm mai multe idei pentru a îmbunătăți husele plictisitoare! Ei bine, tu chiar ești un slime șmecher, nu-i așa? Orice imagine poate fi transferată cu ușurință pe o husă. Îndepărtați fierul de călcat și scufundați husa în apă. Lăsați-o câteva minute. Să vedem dacă a funcționat. Cu mișcări atente, îndepărtați excesul de hârtie. Și priviți ce se întâmplă! Imaginea rămâne intactă! Cool, nu-i așa? Wow! Atenție! Acum să stau așa? Sau poate așa? Violetul se asortează perfect cu rozul meu! Sammy și narcisismul lui! De fapt, am o altă idee, dar voi ține cont de preferințele tale în materie de culoare! Încă câteva mișcări. Ei bine, ce spui, Sammy? Mamma mia, prințesa Peach! Ce încântare! Dă-mi voie să... lasă-mă să te invit la o întâlnire! Ce drăguț! Dar nu am terminat încă. Ce? Unde s-a dus? Pe husă! Dar mai întâi avem nevoie de o bucată de umplutură de poliester. Apoi un balonaș ușor umflat. Și hop! Deci, spune-mi, știi de ce am făcut toate astea? Acum pare că frumoasa prințesă umflă și dezumflă un balon de gumă de mestecat. Oh, bellissima Bella! Lasă-mă să încerc și eu! Explodat, Siu! Am sărit și a făcut... Nu te supăra așa! O să-ți arăt altceva. Vom lua o husă și un pistol de lipit și vom desena cu grijă un cerc. Uite așa! Urmează lacul de unghii alb. Îl folosim pentru a acoperi partea cu lipici. Luăm un balon galben sau mai degrabă o jumătate din el. Și ca să nu se spargă, vom pune în el niște slime. Uită-te ce omlet antistres am obținut! Oh, și iată încă o opțiune! Avem nevoie de un personaj drăguț! Oh, ce cățeluș drăguț! Iubesc rasa asta! Să adăugăm câteva autocolante drăguțe și balonul, bineînțeles! De data aceasta îl vom umple cu amidon de porumb cu o seringă. Asta e tot! Atașați-l la husă și faceți-vă de cap! Văd că ai ales un loc perfect pentru balon! Ce-i sunetul ăsta? Probabil e burta mea! N-am mai mâncat de ceva vreme! Mă întorc imediat! A fost un prânz grozav! Auzi, ai gumă de mestecat? Doar bomboane mentolate! Vrei și tu? Apropo, tocmai mi-a venit o idee pentru o altă husă cool! Cum rămâne cu bomboana aia, ha? Merci! E prea mentolată! Prea mentolată! Mă gândesc la nas! Achiu! Noroc! Bine, avem nevoie de apă, dar de una mai lichidă! Acum să o vopsim în culoarea noastră preferată! Perfect! Și ne vom umple cutia cu ea aproape până sus! Să adăugăm și câteva picături de ulei pentru bebeluși! Dar numai câteva! Am nevoie și eu de el! Ce? Ai iritație de scuter? Hei, ce tot faci? Îmi pare rău, nu am putut rezista. Te șterg acum.
Și aici trebuie să fie foarte uscat, pentru a putea închide în siguranță deschizătura. Nu vrem ca lichidul să iasă afară. Apoi vom lipi cutia de husă, uite așa. Acum este timpul să trecem la muleaje. Și milkshake-ul nostru de căpșune gata! Oh, ce e sunetul ăsta? E un nou clip! Să nu te plictisești fără mine! Vom face tot posibilul! Lipiți tubul de plastic la un capăt și folosiți celălalt capăt pentru a umple tubul cu lichid colorat. Aici am apă, vopsea și puțin ulei. Iată că folosim din nou placa de păr. Și acum, hai să lipim chestia asta drăguță pe o husă. Un lipici obișnuit va fi suficient. Cu cât mai multe culori, cu atât mai bine, nu? Și am obținut un curcubeu lichid. Ei bine, din moment ce facem huse de telefon cu lichide, nu putem să nu avem o temă cu sirenă, nu? Nu uitați să folosiți hârtie pergament în această etapă. Și de asemenea, nu închideți totul! Lăsați partea mai largă a cozii nesigilată. Urmează un uș! Și iată ce ar trebui să obțineți! Vreau să repet ideea asta cool! Wow, ce frumusețe! Ei bine, nu încă, dar în curând va fi cea mai frumoasă frumusețe! Încă puțin ulei pentru bebeluși și închidem! Deci, despre ce idee vorbeai, Sam? Întâi vreau să văd ce vei obține! Oh, ești atât de șmecher! Privește! 1, 2, 3! Iată! Wow! Nimeni de pe pământ nu a mai văzut așa ceva! Poate doar sub apă! În regulă! Unde e clipul tău? Ups! Nu e asta! Cel bun va începe după acest clip! Și el ce face? Continuă să urmărești! Nu ai ghicit? Este un suport de telefon! Oh, serios? Șt! Începe! Sunt sigură că puteți găsi cu toții un burete obișnuit acasă! Cu ajutorul acestuia putem transforma o husă plictisitoare într-o operă de artă! Dar mai întâi, hai să o înveselim cu ojă colorată! Luați buretele și amestecați culorile cu mișcări ușoare. Finalizați decorul cu o scobitoare și niște vopsea albă. Acoperiți totul cu o ojă transparentă pentru a proteja arta. Wow! Tot spațiul pe husa ta de telefon! Ai avut dreptate! E uimitoare! Hai să facem! Voi avea o husă de telefon spațială! Este scandalos! Cum se face că nu avem lac de unghi? Cum poți explica asta, Susan? Ei bine, nu eu organizez în fiecare seară un salon de înfrumusețare pentru păpuși! Poate că Rock știe și alte metode de vopsire manuale sau ceva de genul ăsta? Am loc! Doamne, doamne, ce furios! Acum vrea tie-dye. De fapt, putem încerca! Prieteni, ați pictat vreodată ceva folosind tehnica tie-dye? Noi am făcut-o! Nu uitați să vizionați acest clip pe canalul nostru și să-i dați un like! Și voi face asta! Acum voi lua următoarea culoare și voi repeta! Surprinzător, am găsit lac de unghii la Rogers. Wow! Eu nu trebuie să fac farse. E o tehnică de hipnoză. Asta va fi noua husă de telefon. Imediat ce voi termina. În acest fel, vopselele pufoase se vor termina rapid! Atunci voi economisi rozul și îl voi înlocui cu tine! Ce e politicos, Susan!
E clar că am scăzut cu câțiva milimetri. Oh, Sammy, haide! Vei mânca de câteva ori și vei crește din nou. Să mai amestecăm puțin culorile pentru o tranziție mai lină. Și acum hai să facem asta. Cuza de telefon tie-dye e uscată și gata de utilizare. Wow, ce colorată e! Păcat că nu putem face nimic cu o singură culoare de lapte unghii. N-aș spune asta! Privește! Putem lua o husă transparentă și o vopsim cu vopsea acrilică albă. E important să o facem cu atenție. În caz contrar, trucul nostru va eșua. Care-i treaba cu trucul ăsta? Vei vedea! Urmează lacul de unghii. Ar trebui să-l distribuim și pe el uniform. Și ultimul pas este oja de unghii transparentă. Ce? Din nou? Dar unde-i trucul ăla tău? Răbdare, prietene! Puțină răbdare! Și acum privește! Wow! Minunat! Sunteți de acord, prieteni? Atunci susțineți degetele murdare ale lui Stiu cu like-urile voastre! Hey! Știi la ce mă gândesc? Astăzi ne lipsește o singură husă de telefon. Una cu unicorn. Să o facem din plastilina aerată. Și cum de nu mi-a venit mie ideea asta? Ei bine, nu-i mare lucru. Poți să mă ajuți cu asta. Ce culoare crezi că e bună pentru coamă? Îți bați joc de mine? Hai să facem multicoloră! De acord! Suzy, am terminat cu detaliile. Poți să mă ajuți? Mersi! Și uite așa, e gata! Cum ți se pare unicornul nostru? Prețiosul meu! Te iau eu! Ce? Dar voiam să-l păstrez eu! Ha, ai fi dispus să-l dai la schimb pe o gustare? Ne plac și gustările! Oh, haide! Ei bine, ok, mai știu încă un truc de zi cu zi. O husă e mai mult decât o simplă protecție a ghegetului tău. Poate fi și o modalitate sigură de a ascunde dulciurile. Acum acoperiți bomboanele cu ciocolată topită și lăsați-o să se întărească bine. Gata! Nimeni nu va ghici că asta e o ascunzătoare secretă! Oh, husa asta se potrivește perfect! Ha? Este încă un nou clip! Știați că puteți face cu ușurință o nouă husă de la zero? V-am stârnit interesul? Atunci urmăriți în continuare! Veți avea nevoie de un pistol de lipit cu lipici colorat în interior. Și bineînțeles, de puțină imaginație! Ei bine, ce părere aveți de rezultat? Siu! Ce-i, Sammy? Clip! Telefon! Piesă! Lipici fierbinte! Oh, scuze! Cred că pistolul de lipit s-a stricat. Poate Roger îl poate repara? Oh, mersi! Dar stilul nostru 3D merge bine și cred că putem veni cu ceva mai bun decât o plasă. Mai întâi să facem un inel de susținere. Acum trebuie să-l fixăm bine. Așa este, până la capăt! Grințile sunt gata! Putem umple spațiul dintre ele! Uite așa! Hei, arată ca o pânză de păianjen! Exact! Vom acoperi toate laturile și vom trece la decorare! Îndepărtați excesul și bucurați-vă de frumusețea asta funcțională! E mega cool! Acum mă duc să scriu scenariul pentru următorul clip! La revedere tuturor! Iar eu vă mai arăt încă un truc cool dacă vă abonați! Iată cum am strecurat odată telefonul în clasă! Dar nu-i spuneți lui Sam despre asta? Cea mai importantă parte aici e să alegeți plastilina de culoare potrivită! Și voilà! Mulțumim că ați fost alături de noi azi! Ne vedem curând! Ce-i asta? Ce se întâmplă? Dragă Suzy, fă-te comodă și dă-mi voie să-ți prezint un basm de iarnă perfect! Ciocolată caldă lângă șemineu, cele mai bune pârtii de schi și o priveliște magnifică! Sammy, nu știu să merg cu schiurile și nu vreau să ies un fring! Brrr. Ce-ai zice dacă am merge într-un resort liniștitor ca să medităm? Namaste! Da, vom renunța la orice ne distrage atenția, la internet, de exemplu, și ne vom căuta armonia interioară! Aoleu, stai, cred că e cam extremă treaba! Poate o să mergem doar la ocean și o să stăm la soare pe o plajă! Sammy, nu avem timp să stăm la umbra palmierilor acum, avem multă treabă! Dar avem nevoie de noi peisaje pentru inspirație! Dar nu trebuie să mergem atât de departe pentru asta! Serios?
Așa, și gata! Salutare, prieteni! Azi Suzy iar m-a păcălit să pictez! Nu te-am păcălit, Sammy! Ai vrut un peisaj pitoresc care să te inspire! Și eu să-ți ofer unul în aproximativ 10 minute! Grozav, nu-i așa? Nu te supăra, dar deocamdată nu văd nimic grozav la pictura ta! În fine, uite toate culorile pe care mi le-ai cerut! Să aduc o paletă? Nu de data asta! O să amestecăm și o să combinăm vopselele chiar pe pânză! Ah, aproape că uitasem să vă povestesc despre banda de mascare, dragilor! O să vă ajute să obțineți un orizont perfect în peisajul vostru! Și o să arate totul îngrijit datorită ei! Faceți câteva bulinuțe așa. E un fel de etapă pregătitoare. Din moment ce pictura asta e pentru mine, Suzy, dă voie să adaug un pic de albastru aici. Da, cred că deja arată grozav. Unde te grăbești, domnule? Am și eu nevoie de ăsta. Așa, grozav! Acum, dragilor, o să luăm o pensulă înmuiată în apă și o să facem asta. Deci, acum o să întinzi vopseaua oricum vrei tu? Nu chiar, tot trebuie să avem o acuratețe aici. De exemplu, dacă ăsta o să fie cerul, trebuie să amestecăm culorile prin mișcări orizontale. Nu e treabă grea pentru un mare pictor. Stai să-ți arăt eu cum se face, Susan. Ha, privește-mă! Dragilor, în timp ce marele maestru lucrează acolo, apăsați butonul de abonare. Sunt destule tutoriale de pictură pe acest canal grozav. Am terminat de pictat, apropo. Wow! Ai făcut chiar și câteva tușe verticale ca să arate asta ca o apă! Hai să revenim la copaci acum! Cu o pensulă mai mică, o să începem să ne mânjim frumoasele buline de vopsea! Așa, simplu și distractiv! Nu pricep! Așa nu o să mai vedem trunchiurile copacilor! Ah, Sammy, vrei să nu te mai îndoiești de ce fac? Totul a fost gândit! Ai încredere în mine? Suzy, nu te supăra! Abia aștept să văd rezultatul! E ok! În continuare o să întindem următoarea culoare așa ca să se suprapună pe cea de dinainte! Poftim! Ca să nu mai fii supărată pe mine! Mersi! Ce e? E o bomboană de viteză, Suzy! Dar stai! Cred că deja simt ceva! Wow! Fiu, slavă tibidaba că efectul ăla de viteză nu ține prea mult! Dragilor, o să aduc o altă pensulă! Nu plecați nicăieri! De ce e atât? Nu trebuie să se usuce chestia asta! Suzy, termină-mă câtile! Pentru următorul pas o să folosim pensula asta nevantai ca să mai adăugăm niște culori și umbre! Azi o să folosim toate tipurile de pensule pe care le avem! Nu mai spune, Sammy! Și ca un adevărat detectiv, o să-ți găsesc viitorul instrument artistic, domnișoară Susan! Aha! Upsi! Scuze, prieteni, azi nu e ziua voastră norocoasă! Ah, slime-ul ăla mic și jucăuș! Ce s-a întâmplat, Sammy? Ai găsit ceva? Chestia asta m-a găsit! Mi-a căzut direct în cap de pe raftul de sus! Oh, bietul de tine! De fapt, e fix ce-mi trebuie! Încercați să nu puneți prea multă vopsea pe ea, prieteni! Și faceți niște mișcări blânde așa! A fost scandalos, Susan! Nici măcar nu ți-a părut rău de mine! Normal că mi-a părut rău de tine! Cum să nu? Vrei să pictezi nițel ca să te calmezi? Putem aranja imediat asta, să știi! Deci, Sammy, ce zici? Dacă vreau să pictez, nici nu trebuia să mă întrebi! Poftim! Mersi! Țac, țac, țac! Așa cum spunea bunica mea, pașii mici pot duce la schimbări mari! O, înțeleaptă vorbă! Apropo, n-am cunoscut-o pe bunica ta, cum e? Păi, se crede expert în orice și îi place să gătească și să mă certe mereu! Deci, practic, voi două aveți multe în comun. Hei, eu nu sunt așa! Glumeam, Sue!
Deci, Seni, ce zici? Te inspiră pictura asta? Peisajul ăla încă nu-mi pare realist, să știi. Asta pentru că nu e gata încă. De data asta o să folosim o spatulă mai mare și niște vopsea neagră. Opa! Și așa se face, dragilor. Deci, acum e timpul pentru partea mea preferată. Da, ești pregătit? Haide! Ah, sunetul ăla crocant! Dați-ne un like dacă v-a plăcut și vouă, prieteni! Credeți-mă, o să auziți sunetul ăla de mai multe ori azi! Dragilor, pentru următorul pas trebuie să oglindim oarecum culorile copacilor noștri. Nu trebuie să fiți prea preciși pentru că încercăm să creăm efectul de tremur al apei. Între timp, abonați-vă la canalul nostru, oameni buni! Și în apropierea orizontului, dușele tale ar trebui să o ia așa. Ai înțeles, Semi? Da! Stai! Am o întrebare! De ce nu te apropii mai mult de copaci? Ăsta o să fie un alt truc pe care trebuie să-l notezi. Hop! Te-am prins! Pentru că partea superioară a picturii noastre s-a uscat, trebuie să o protejăm cu bandă de mascare. Și apoi să continuăm. Știu că arta poate fi neîngrijită, dar eu prefer să pictez așa. Sfântă mozzarella! Suzy, ai atât de multe idei de împărtășit! Stai! Mai multă vopsea neagră! Mi-ai promis un peisaj inspirațional, nu? Mult deprimant! Nu știi că răbdarea e o virtute? Crede-mă, o să-ți placă la nebunie! Acum vreau să-i dai frâul liber artistului din tine! Poftim, ia chestia asta! Pot să fac asta? Floare la ureche! Ești un talent înnăscut, prietene! Nu mai avem nevoie de asta! Suzy, voiam să deslipesc eu banda de data asta! Scuze! O să te las să faci ultimele retușuri în schimb! Sună bine! Acum o să-mi eliberez eu artista din mine! Priviți cu atenție, prieteni! Ia uitați, dragilor! Suprapunem oarecum vopseaua dându-i volum picturii. Cât mai durează? O să adorm! Semi! Stai să mai adaug câteva mici detalii. Așa! Și dacă adormi, atunci cine o să dezlipească banda de mascare rămasă? Sunt aici! Sunt treaz! Doar spune când! Acuș, Semi, stai 5 secunde! Acum, 3, 2, 1... E timpul pentru slime! Prieteni, hai să ne admirăm peisajul în toată splendoarea lui! Ei bine, Semi, a meritat așteptarea pentru peisajul ăsta? Da, da! Mi-a dat atât de multe idei pentru viitoarele noastre proiecte! N-ar trebui să pierdem vremea, Suzy! De asta mi-era teamă! V-a plăcut pictura noastră de azi, dragilor? Atunci dați-ne un like! Gata cu pălăvrăgeala asta! Ar trebui să desenăm un peisaj de iarnă și o plajă! Nu uitați să le povestiți prietenilor voștri despre canalul ăsta și să vă abonați! Pa, pa! Pe curând! Hei, Semi! Vrei să vezi un film? Wow! Ce ai zis, Suzy? Oh, wow! Pare să fie un cadou de la Roger! E așa de generos! Deci, ce-i acolo? Adidas albi! Roger putea să fi cumpărat ceva mai colorat și interesant! Aparent, el vrea să fim creativi! Ia uite! Bine, în cazul ăsta, nimeni nu poate crea o pereche de Adidas și neobișnuiți mai bine ca noi. Ai dreptate! Să ne apucăm! Hei, Siu, stai așa!
Salutare tuturor! Azi vom personaliza acești adidași albi! Sunt așa încântată! Da! Îi mulțumim lui Roger pentru artizanatul de azi! Vom începe prin a scoate șireturile! Nu avem nevoie de ele încă! Mă întreb unde s-au dus? Atunci probabil că mă voi apuca de design! Ne trebuie un creion pentru asta! Vom începe cu stângul! Serios vorbind, n-am nimic în minte! Deci, probabil că o să fac niște mâscăleli, știți voi! Suzy, n-o să-ți vină să crezi! N-am găsit șireturile alea, dar sunt sigur că pachetul ăsta de Oreo era plin! Cred că mi-au luat biscuiții! Sammy, nu-ți amintești? Ai desfăcut pachetul ăsta de dimineață! Are sens! Apropo, ce desenezi? Asta e faza! Nu știu, mă las purtată de inspirație! Dar clar o să fie ceva ca de desene animate! Vrei să încerci? Să creionez orice vreau! Glumești, normal că da! Merci! Ok, gata deocamdată! Am nevoie de mai multă inspirație! Dragilor, pun pariu că Sammy s-a dus în bucătărie ca să caute ceva delicios! Sunteți de acord cu mine? Atunci dați un like! Bun, e timpul să creăm designul pentru dreptul! Și cea mai tare parte e că nu trebuie să fie la fel ca fratele lui Jamon! O să vă arăt trucul meu magic! Acum trebuie să colorăm această pereche drăguță de Adidas. Mă duc să-mi aduc noile carioci. Fiți pe fază! Ok, șireturi viclene. Am mâncat jumătate de borcan de Nutella. Am ochii de vulturi și o să mă găsesc eu. Dacă aș fi un șiret, unde m-aș duce? Ok, m-am întors. Apropo, prieteni, l-ați văzut pe Sammy? Credeam că o să mă ajute azi. Mă rog, să începem cu Adidasul drept de data asta. Ador să am carioci noi. Chiar vreau să văd cum o să arate culoarea asta pe el. Oh, se întinde bine. Super. Dragilor, eu și Sam am mai personalizat deja câteva perechi de Adidas. Puteți urmări acele clipuri pe canalul nostru dacă vreți. Am folosit vopsea și creioane colorate. Dar n-am personalizat niciodată încălțăminte folosind carioci. Aha. Iar și returile n-au fugit niciodată de noi până acum. Fac soarele alea. Așa e. Judecând după reacția ta, n-ai avut noroc să le găsești încă, Sammy? Nu, dar nu mă las. Stai puțin, pufoșel adoră să se joace cu alea. Vin imediat. Sammy poate fi tare perseverent, mai ales când nu implică o muncă grea. Îmi place cum iese! Voi ce ziceți, dragilor? Merită un like? Ce să fac cu logo-ul? Știu! Să-l facem în degrade! De la galben la roșu! Wow, Sue! În timp ce vânam și returile alea, ai făcut așa mult fără mine! Îți place, Sammy? Glumești? Îl ador! Pot să încerc și eu? Chiar vreau să-l pictez pe micuțul ăla! Sigur! Sunt așa fericit că Roger ți-a lăsat Adidas-ul ăia, Suzy! Știu și eu, Sammy! Bună treabă cu craniul ăla, apropo!
La ce te așteptai de la maestrul decorațiunilor? Și returile! Le văd! Hei, opriți-vă voi două! Pof, Sammy, ești imposibil! Bun, ăsta e Adidasul drept. Ce ziceți, prieteni? Nu-i așa că arată grozav? Trebuie să recunosc că ai ales niște culori grozave, Susan. Mai e o chestie, niște linii de contur ar arăta șmecher. Ce idee genială, Sammy, mersi! Apropo, cum mai e cu șireturile? Le-ai prins deja? Ha! Am pus o capcană pentru șireturi! La ce te referi? N-am mai auzit de așa ceva! Am pus toate șireturile pe care le avem acasă într-un loc. Cele două de la Adidas clar vor vrea să le cunoască. Și atunci apar eu și le prind. Ce zici? Păi, dacă ești sigur de asta, merită să încerci. Aud ceva. Ok, ok. Dragilor, chiar mă întreb de unde-i vin toate ideile astea nebunești. Terminat cu Adidasul drept. Oh! Am prins-o, Susie! Fratele lui a reușit să scape totuși. Cred că l-am speriat. Wow, Sio, acum Adidasul ăsta arată grozav. Dar stai puțin, doar nu-l lași cu un șiret alb simplu, nu? Oh, amărâtul de tine. Nu, Sammy, am decis să fac șireturile cât de colorate pot. N-am putut să aleg o singură culoare, așa că m-am gândit, de ce să aleg doar una? Vreau să folosesc toate culorile mele preferate deodată și să fac șireturile să arate ca un curcubeu. Cool, nu? Incredibil! Uimitor! Super cool! Asta clar merită multe like-uri, oameni buni! Gata! Micuțul ăsta e frumos acum și e pregătit să-și lege Adidasul. Hei! Un alt șiret! Vrei să devii la fel de cool? Vino aici! Prieteni, ia uitați ce degrade ne-a ieșit! E exact cum mi-am imaginat! Grozav! De ce stai așa? Nu pictezi Adidasul stâng? Oh, am terminat logo-ul și apoi am simțit brusc că fac ceva greșit. Despre ce vorbești? Nu vrei să termin personalizarea asta? Vreau, dar... Știu! Pantoful ăsta trebuie să fie diferit! Adică nu complet evident, dar de data asta hai să nu folosim carioci colorate doar pe cea neagră! Ah, înțeleg! Cineva a devenit stilot! Ca de obicei, adică? Normal! Ah, Sammy! Și șiretul ăla. Vreau să-l pictez eu singur pe asta. Ah, sigur, Sammy. Merci. Slime-ul ăla mic a ratat aproape tot artizanatul nostru de azi. Între timp aproape am terminat. Doar un pic de magie aici.
și aici! Perfect! Hei, Sammy! Am terminat! Unde-i șiretul? Oh! Fiu! Șiretul ăla tot fuge de mine! Cred că acum pot să nu-l mai vânezi. Prieteni, haideți să vedem ce-am realizat! Gata! Cât de comoz și stilat! Da, Siu! Adidas ăștia-ți stau tare bine! Crezi? Aha! Haide, arată-i încă o dată! Cool! Acum hai afară să vedem reacțiile oamenilor! Pun pariu că o să atragi cel puțin 5 priviri uimite! Ok! Dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi azi! Ne vom revedea curând pe canalul nostru! Și nu uitați să apăsați clopoțelul! Așa nu veți rata noul nostru clip! Pa, pa! Pa! Portret rapide! Portrete pentru toată lumea! Iuhu! Salutare! Doriți un portret? Ei bine, ce spuneți, copii? E plăcerea mea! N-am mai desenat o familie de câini atât de frumoasă! Așezați-vă comod și vom începe! Să văd! Stai nemișcat! Foarte bine! Hei! De ce s-a întunecat și e totul umed brusc? Oh, nu! Capodopera mea! O ia vântul! Ce e foaia asta? Sammy, e desenul tău? Nu știu, e capodopera mea! Vântul acela îngrozitor o fi stricat-o! Vezi? Toate culorile au dispărut! Mă poți ajuta să termin acest portret? Te rog frumos! Nu trebuie să mă rogi! Dar, stai să fac o mică schimbare mai întâi! Pac! Mult mai bine! Acum să ne apucăm de treabă! Vom începe cu conturul, pentru că toți membrii familiei lui Bluey ar trebui să fie văzuți clar! Apropo, prieteni, știți cine este Bluey? E această cățelușă healer de 6 ani. Are o mamă, un tată și o surioară mai mică, Bingo! Sunt toți în această imagine. Poate ați văzut seria animată despre Bluey și aventurile ei. Este tare interesantă! Și există foarte multe rase de câini. E interesant să le descoperi. Ok, o vedem acum pe Bluey. Salutați-o, prieteni! Și mergem mai departe. Ea este mama lui Bluey. Numele ei este Chili și e tot un câine healer. Apropo, ea lucrează cu jumătate de normă la paza aeroportului. Fascinant, nu? Dar dacă Bluey are o culoare albăstruie, de aici și numele, Chili e roșiatică. Așa, câteva linii în plus și se poate vedea clar Chili. Ea nu a fost în parc astăzi și nu era când Sammy schița acest portret de familie, dar o cunoaștem atât de bine încât am decis să o adăugăm și pe ea. Uite și coada, așa. Acum, 3, 2, 1 și gata! Uriașul ăsta e tatăl lui Bluey, banditul. Bluey clar îi calcă pe urme. Banditul iubește să se joace cu fiicele lui. Vouă vă place să vă jucați cu părinții voștri? Banditul e arheolog. Trebuie să fie cel mai aventuros și romantic job din lume, nu-i așa? Mi-ar plăcea să devin arheolog cândva.
Ei știu atât de multe despre istorie, se plimbă și descoperă niște lucruri antice foarte cool. Trebuie să fie cu adevărat interesant și incitant. Serios? De ce să-ți pierzi timpul cu ceva vechi când îl poți petrece creând ceva nou? Oh, Sammy! Acum voi desena câțiva nori pe cer. E întotdeauna mai bine să umpli întregul spațiu de pe foaia ta de hârtie când desenezi ceva. Deși vor fi nori pe cer, vor fi câteva flori frumoase pe pământ. Doar câteva zigzaguri în plus pentru a desena iarba și vom trece mai departe. Ha! Aproape am uitat de orizont. Așa! Ei bine, ce spui, Sammy? E ce aveai tu în minte? Desigur, voi colora portretul dacă mi-aduci vopselele. De fapt, cred că marcarele vor fi mai bune, Susie. Poftim! Ok, mersi! Să începem cu albastrul. Când desenezi ceva important, precum un portret de familie, ar trebui să nu depășești conturul corect. O să folosesc și puțin din acest albastru închis de aici și pe vârful cozii lui Bluey. Așa. Și urechile ei drăguțe ar trebui să fie portocalii. Așa, sigur vor ieși în evidență. Precum și boticul ei și red. Oh, iubesc câinii. Dar voi, dragilor, preferați câinii, pisicile sau ambele variante? Iată o altă nuanță de albastru, una mai deschisă. Ador această culoare! Îmi amintește de cer, de mare și de fructul meu preferat, afina. Uf, Bluey, e atât de mult albastru pe blana ta! Apropo, în realitate, câinii australieni de vite, cunoscuți și ca Blue Heelers, sunt de fapt gri. Uitați sprâncenele! Foarte bine! Voi face mâinile și picioarele lui Bluey și mai deschise. Mai am nevoie de câteva secunde pentru a le termina. Oh, asta e o parte dificilă, dar mă voi descurca. La final folosesc un marker negru cu un vârf destul de subțire pentru a colora ochii și nasul lui Bluey. Dar și pata asta din gura ei. Perfect! Limba, un detaliu mic, dar important, va fi roșie. Eu mă gândeam, hai să colorăm pe Bingo acum. Încă n-am spus nimic despre ea. Oh, așa e, Sammy. Scuze, deci Bingo e sora mai mică a lui Bluey. Cred că are 4 ani. Și spre deosebire de Bluey, Bingo e un red healer, la fel ca mama lor. Deci o voi colora cu portocaliu. De fapt, Bluey și Bingo sunt foarte asemănătoare. Le place să joace diferite jocuri împreună. Iată nuanța mai deschisă de portocaliu. Ador cum se îmbină portocaliul cu albastrul. Vă place, prieteni? Folosesc din nou puțin negru pentru ochii, nasul și gura lui Bingo, dar este important să nu folosim prea mult. Și asta e limba roșie. Hiu, jumătate din familie este colorat acum. Și trecem la părinți. Mama ar trebui să fie prima. Ea seamănă foarte mult cu Bingo. Sau este invers? Oh, și partea asta e cam complicată. Sunt atât de multe linii și zone diferite. Trebuie să am grijă să nu colorez mâna lui Bluey aici. Voi folosi un maro pentru a defini urechile lui Chili. Așa se numește mama, vă amintiți? Și această ureche ar trebui să fie maro, așa.
iar restul blănii lui chili o să aibă această nuanță de portocaliu. Wow, chiar mă mișc rapid! Apropo, prieteni, dacă vă plac episoadele noastre în care desenăm și colorăm mult, nu uitați să vă abonați la canalul nostru! Vă așteaptăm mult de acolo! Oh, și dați un like acestui clip, vă rog! Ne-am bucurat din suflet! Și nu în ultimul rând, banditul, tatălui Bluey și Bingo. O să-l colorez foarte repede. Priviți! Ușurel, Siu, nu o colora pe micuța Bingo cu acest albastru intens? Și o nuanță puțin mai deschisă de albastru va fi perfectă pentru vârful cozi. Foarte bine! Iată opțiunea pentru a treia nuanță de albastru. Vedeți că Bluey seamănă cu tatăl ei? E remarcabil! Ok, prieteni, putem începe numărătoarea invers acum. Haideți! 3, 2, 1... Și colorata familie Healer este în sfârșit gata! Eh, aproape! Mai adaug câteva mici detalii ca blana banditului să capete un aspect mai natural, ca să zic așa. Grozav! Îmi place cum au ieșit acești patru căței, dar desigur nu le putem da portretul fără a termina fundalul. Nu vă faceți griji, prieteni, o să fac asta imediat! Și aproape am terminat de colorat iarba verde aici, deci pot trece la o altă culoare. Roz! Da, da, nu fiți surprinși! Știți cât de mult iubim și eu și Semi rozul! Voi folosi diferite nuanțe de roz, mergând în sus de la cea mai deschisă la cea mai închisă. O clipă și veți vedea cât de frumos va arăta cerul în acest fel! Da, aici o să fie aproape violet sus de tot! Hai să repetăm același lucru și pe cealaltă parte. Tranzițiile fine sunt foarte importante când colorezi așa. Ei bine, ce-am spus? Nu arată minunat? Cine a spus că nu poate exista un cer roz, nu-i așa? Tot ce ne-a mai rămas de făcut este să colorăm niște flori micuțe. Aceasta va fi galbenă. Câteva tușe pe iarbă pentru a o face să arate mai puțin plată. Nu putem lăsa norii albi, corect? Uite așa! Hei, mi-a venit brusc o idee! Ce-ar fi să înveselim puțin lucrurile și să adăugăm ceva sclipitor în acest portret, nu? Da, ați auzit bine! Avem nevoie de sclipici, doar în câteva părți ale imaginii noastre! Și am terminat! Semi, poți în sfârșit să prezinți asta familiei Healer! Wow, Suzy, ești cea mai tare artistă pe care o cunosc! Eu nu m-aș fi descurcat așa de bine! Deci, familie, vă place? Wow, portretul nostru e uimitor! Chiar arăt atât de bine? Arătați și mai bine! Cât despre voi, prieteni, vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit! Pe curând! Wow, ora mea preferată de desen! Super, nu-i așa? Fratelor, haideți, înveseliți-vă! Elevi, cine îmi poate vorbi despre trucuri inedite de desen? Vorba de arta adevărată!
bun! A, da! Acum inteligența artificială poate face asta cât ai zice pește! E mult mai cool decât baloanele! Au! Ce-i ăsta? E un șarpe! Urăsc șerpii! Cine râde acum, ha? Oricum ai inventat asta! Nu desenează nimeni cu baloane! N-aș fi atât de sigur! Hai să luăm gâtul unei sticle și să lipim o plasă de pescuit pe partea mai lată! Așa! Apoi, turnăm o soluție cu săpun într-o farfurie și înmuiem sticla cu plasă în ea! E timpul să facem baloane! Stai puțin! Mai întâi hai să punem câteva picături de vopsea! Așa! Cu cât mai multe culori, cu atât mai bine! Cred că ajung! Acum o ținem foarte aproape de hârtie și începem să suflăm! Priviți! Deja apare imaginea! Schimbați culorile, spargeți baloanele și admirați-vă lucrarea! Oh, wow! Arată foarte bine! Vedeți? V-am spus eu! Deci mai râdeți acum, ha? Sarah, Sarah! Ia uite! E o nouă mască pe Insta! Bleac! Am un bot de unicorn! Trebuia să-ți fi văzut fața! Eu sunt o mare fan a unicornilor! M-aș putea juca cu ei zi și noapte! Bună, scumpete! Ce ciudată! Domnule, nu vreau să stau lângă ea! Oh, mă rog! Atunci o să am mai mult spațiu să desenez un unicorn! Îmi iau cariocile și încep cu fundalul! Vreau să-l fac cât mai luminos și mai colorat posibil! Ce caută ea acolo? Uf, nu văd nimic! Hei! Nu trage cu ochiul! Încetează! Sunt ud acum! Ca să te înveți minte, o să stropesc și fundalul cu apă ca să combin culorile! Urmează o foaie de hârtie! Trebuie doar să o apăsăm pe fundal până se udă! Și apoi o uscăm bine cu un uscător de păr! Așa! Și apare un unicorn! Siguranță iese în evidență pe fundalul colorat. Aha! Deci sunt adevărată pictorița acum. Sfinte plăcinte! Să-l punem online! Prieten, realizați și voi desenul, faceți o postare cu el și veți primi multe like-uri! Și nici măcar nu mi-ai arătat desenul tău! S-a terminat! Domnule, Sarah a furat o plantă! Avem o hoață! Ce? Oh! Hei, știu și eu un truc de desen! Luăm o frunză drăguță, o acoperim cu o bucată de hârtie și începem să desenăm! Folosiți cât de multe culori puteți! Mai trebuie doar să schițăm conturul frunzei cu un pix negru și desenul drăguț e gata! Uite, eu sunt artista! Nu mai am nevoie de orele astea de desen! Ha? Oh, wow! E super! De nota 10! Wow! Bravo! Eu și Siu făceam picturi cu stensile de bucătărie, ca asta! Stați puțin! O să vă arăt... totul! Ups! N-arată bine! E o operă de artă! Sau mai degrabă sunt două opere! Mă tachinați! Pe mine vă arăt eu! Bleac! Ce se întâmplă? Astea sunt râme! E o invazie de bunătăți înfricoșătoare! De fapt, Sam avea dreptate! Ne trebuie doar o foaie, un capac de cratiță și niște vopsea spray! Așezăm capacul și vopsim totul! Așa! Desenați conturul munților folosind vopsea spray albă! E foarte ușor! Repetați după mine! Înainte să se usuce totul, băgați-vă mâna într-o pungă și tapotați câteva zone pentru a crea o textură frumoasă și inedită! Gata! Hai să desenăm rapid niște stele strălucitoare! Așa! Uitați și luna! Ce? Poți să desenezi asta cu ușurință? Wow! Eu și profesorul nostru știm cel mai bine! Hei, de ce plângi? Vreau să fiu și eu o mare pictoriță! Domnule, îmi mai arătați și alte trucuri cool, vă rog! Floare la ureche! Luați o ramă foto și câteva lumini LED! Lipiți luminile în jurul perimetrului din interior și lăsați restul în centru! Acum închideți rama! Am reușit, domnule profesor! Mersi, Charlie! Aha, deci, hai să pictăm tabloul meu preferat!
Oh, te-ai descurcat de minune, domnule! Mulțumesc! Dar ai putea, te rog? Oh, da! Să continuăm! Priviți cât de ușor putem trasa acum toate detaliile esențiale ale picturii! Da Vinci sigur m-ar invidia! Bun, câteva linii și am terminat! Și o altă operă de artă este gata! Eu desenez, elevii mei desenează, toată lumea desenează! Nu-i așa, Charlie? Da, profesore! Bine, pot să inventez și eu un truc artistic? Trebuie să fie pe undeva pe aici! Aha, girafa mea de jucărie! Pot să creez artă și fără trucurile tale cu lumini? Și schița gata! Hai să-i facem un botic drăguț! Super! Uitați-vă la girafa mea, cool! Sau e un hipopotam? Poftim! Încearcă să-ți folosești mâinile data viitoare! Puteți vedea o girafă perfectă dacă vă uitați cu atenție! Ok, dă-mi alea! Și cum ar trebui să folosesc mâinile astea pe aici? Mă refeream la mâinile adevărate! Puneți degetele pe hârtie, așa, și trasează-le conturul! Ce? Deci, degetul ăsta se pune aici și apoi ăsta? Ups, cred că m-am încurcat! Ești foarte flexibilă! Stai să te ajut! Între timp, eu o să termin de desenat fața drăguță a girafei. Dați-i frâul liber imaginației și bucurați-vă de rezultat! Nu o să te mai încurci, iar! Mersi, Sammy! O să împrumut asta! O să-mi colorez desenul cu niște carioci, dar puteți folosi orice doriți! Și asta e girafa noastră drăguță! Courtney, ia uite! Cine e micuța șmecheră? Cum îndrăznești să desenezi mai bine ca mine? Vai! E un monstru, Sam! Ce se întâmplă? Samuel, aveam o părere mai bună despre tine! Doamne, glumeam și eu, vedeți? Bine, o să încetez! Sunt cu ochii pe tine! Ce a fost asta? Ce ciudat! O să-i arăt! Seamănă cu un câine! Hai să facem un alt desen! Acum o să mă grăbesc și mai mult! Vă plac cățelușii drăguți? Dați-ne un like dacă da! Nu arată rău deloc! Puteți desena și un iepuraș și veți obține o grădină zoologică minunată! Courtney, l-am desenat pentru tine! Wow, mersi! Ce? Ochelarii ăștia 3D nu funcționează deloc? Ok, am o idee! Vreau să încerc să desenez ceva în 3D! Să începem cu niște cuburi așezate unul peste altul! Fiți pe fază, prieteni! Trucul devine și mai bun! Acum, priviți cu atenție! Contează nuanțele și tonurile! Magia începe imediat după o tăietură! Zac! Ce desenez aici fără mine, ha? Sfântă mozzarella, ce trup! Puteți să puneți o gogoașă în vârful ei și chiar să o doborâți! Sfântă plăcinte, a fost super! Sammy, te-ai entuziasmat prea tare! Haide, întinde-te puțin și odihnește-te! O să-ți fac un tratament spa! Mersi, Courtney! Pot să fac un desen cool cu o mască din hârtie! Hai să-l decupăm! Acum o să punem masca peste desen și vom picta pe deasupra. Încercați să folosiți un trafalet. Se pictează extrem de simplu cu el. O fată drăguță într-o ținută chic este gata! Să încercăm un alt mod. Puteți ghici ce este această imagine? Dar acum... Practic, puteți desena orice în acest mod. Super, nu-i așa? Deci, Courtney, cum m-am descurcat? Hei, ce faci? Nu, asta nu e ok pentru mine! Am nevoie de ceva mai bun! Am petrecut 100 de ore de slime la asta! Sammy, poate mă poți ajuta! Dă-mi drumul, dă-mi drumul! Ajută-mă, Cricla! Încetează! Courtney, vorbesc serios, dă-mi drumul! Sau știi, o să te gâdil și eu! Stai! Ce? Asta ar putea
putea fi interesantă. Te interesează igiena personală? Atunci poate ai nevoie de astea. Sammy, ești eroul meu. Acum pot picta o capodoperă. Ce? Stai, unde pui alea? Prieten, e o figură, urmăriți-o cu atenție. O să vă desenez un copac cu pețișoare de urechi. O să vă dau pe spate. Frunzele verzi sunt gata. Acum să desenăm trunchiul. Ce culoare frumoasă! Ne trebuie o periuță de dinți ca să facem o pajiște verde și luxuriantă. Priviți! Și nici măcar nu am avut o pensulă adevărată. Poate mă vor selecta pentru galerie și voi primi marele premiu! Priviți! Au luat razna de tot! Și aș putea să-mi vând capodoperele și să devin cea mai bogată artistă din lume! Îi mulțumesc Academiei! Sunt foarte încântată! Sunteți amuzante! Pozele astea vor deveni virale! Ce-am făcut? O să vă trimit pozele astea pe mail! Pa! Nu! Șterge-le acum! Delicios! Îmi place să mănânc popcorn în timp ce urmăresc emisiunea mea preferată! Hei, Sammy! Vrei să aruncăm la coș? Prinde! Pare rău! Credeam că vei prinde! Sunt bine! Ăsta-i momentul meu preferat! Sammy, hai să cântăm! Nu vezi că mi-e dor de tine! Te rog, haide! Siu, nu vezi că sunt deja ocupat? Ok, am înțeles, ești stresat! O să te ajut să te calmezi! Uită-te la chestiile astea! Nu am nevoie de nimic! Ok, bine, nici nu mă observi! Ei bine, tu ai vrut asta! Poate Wednesday o să-ți atrag atenția? Ce? Sfântă mozzarella! Parcă ești din serial! Acum vii cu mine! Mai trebuie să întreb? Wednesday! Vreau să spun eu! Unde te-ai dus? Alo? Aici sunt, Sammy, și am ceva interesant! Un portret al personajului tău preferat! De ce arată așa ciudat? Parcă sunt două portrete într-unul! Cum să le colorăm? Sfinte plăcinte! Iată ce vom face! Ne vom ocupa de câte unul pe rând! Fiu, m-ai speriat, Siu! Ok, care o să fie primul? Hai de alege! O să-l aleg pe ăsta! Grozav! Deci, să trecem la treabă! Am luat și markerele și vom începe cu ăsta! Arată bine, dar parcă e ceva ce nu e bine. Hai să cerem părerea unui expert. Bună, Annie! Bună, Sam! Eu desenez acum pe Wednesday. Desenului Wednesday? Da, poți să ne ajuți? Nu pare real. Se adaugă mai multe umbre. Oh, nu! Asta e o forță din altă lume? Ce se petrece? Nu ai uitat ceva? Ai făcut umbre peste tot? Nu mai face pe șeful, Sammy! Nu am terminat încă! Să trecem la ochi! Da! Sunt căprui și așa pătrunzători! Ei bine, să vedem! Mi-au pătruns în suflet! Sammy! Ca să nu te mai temi, vom folosi o altă culoare! Te puteai adăuga alb pentru a ilumina ochii! Bine! Dar, de fapt, pot să fac eu asta? Mersi! Bine, bine, bine! Încă puțin! Am o idee! Așa faci tu mereu! Nu ai terminat de colorat și ai plecat în mijlocul... Semi! Stai puțin! Nu am fugit degeaba! Observ ceva! Wow! Ei bine, e posibil să funcționeze! Stai să văd! Deci nu ai uitat de sprânceana, nu-i așa? E un monstru cu un singur ochi! Semi, te sperii așa ușor! Nu am terminat încă! Prieteni, vă place această jumătate din portretul lui Wednesday? Dacă da, atunci dați-ne un like! Psst,
ascultă, Siu, am adus aici markerele colorate. Poate vor fi și ele de folos. Ei bine, am putea să-i colorăm părul. Ce idee, cool! Stai să mă consult cu un expert înainte. Nu, sunt prea colorate. Nu din nou. Puteai să spui doar nu. Îmi pare rău. Un marker alb? Ei bine, ăsta o să fie util. Chiar arată mult mai bine. Da, dar data viitoare nu arunca cu markere în slime. Pot să-i fac în sfârșit părul. Deci, hei! Sammy, nu te mai prosti. Părul e Wednesday negru. De ce te-ai limereu de Sammy? Nu am făcut nimic, voiam doar să șut. Stai să încep eu. Iar tu mă ghidezi, bine? Să mai adăugăm puțin aici. Ei bine, ce spui, Sammy? De ce nu-i strălucește părul? Unde-i stilistul când ai nevoie de el? Nu o să funcționeze așa. Stai puțin, o să rezolv asta acum. Vezi? Ei bine, ar trebui să fie măcar ceva colorat în imaginea asta. Bine, hai să colorăm fundalul cu ăsta. Ei bine, ar trebui să funcționeze. Wow! Hei, ascultă, am auzit ceva. Gulerul negru e ultima tendință în modă. Serios? Ei bine, putem încerca asta. Mersi pentru informație. Cu plăcere, mă bucur că pot fi de folos. Deci, să facem întâi conturul. Apoi vom colora mijlocul. Iar rochia ce culoare va avea? Știu ce o să ne ajute să ne hotărâm. Piatra, hârtie, farfecă. Să înceapă jocul. Wednesday și Sam sunt într-o bătălie 1-1 pentru a alege culoarea următorului marker. În urma unei lupte dificile, câștigătorul este Wednesday. Ce? Ei bine, nu o să rămân așa. Gâtila, te rog, oprește-te. Acum cine a câștigat? Oprește-te, Sammy, eu am câștigat. Și aleg markerul maro. Acum hai să-l luăm pe cel negru. Stai, nu înțeleg unde e. E la mine, l-am luat ca să-mi fac autoportretul. Privește aici. Cred că există o asemănare. Ei bine, cât mai trebuie să aștept? Vreau și eu să colorez, știi? Sammy, de ce ești așa morocanos? Ia markerul și fă-ți de cap! Eu de ce nu am gândit la asta? Wednesday, adică Siu, e ok dacă adaug niște lumini și umbre pe aici pe acolo? Dă-i drumul! Deci, să facem câteva linii aici și acolo, încă puțin! Poftim, eu mi-am terminat treaba! Păi, nu e rău, cred că am terminat aici! Ce frumusețe! Ei bine, cred că această Wednesday animată a fost un succes! Ce spui? Eu zic să o trimitem la Nevermore pentru evaluare! Enid! Enid! Unde ești? Am adus desenul! Enid! Ce? Ăsta e acum al meu! Ei bine, nu arată rău, dar de ce e doar jumătate? Păi, am cam rămas fără idei. Uite, vorbește cu șefa. Iar eu mă țin de chestia asta pentru o vreme. Cum a ajuns acolo așa repede? Fă a doua parte mai realistă. O să te ajutăm noi. Mersi, Enid, o să mă străduiesc. Pentru a obține tonul pielii dorit, vom amesteca mai multe culori. O vom lua mai întâi pe asta, pe cea mai deschisă. Iar acum punem o altă culoare puțin mai închisă. Uite așa! Deci, dacă facem un desen realist, atunci clar avem nevoie de produse de machiaj adevărate. Am adus de tot! Ok! Să vedem ce e acolo! Un ruj? Ei bine, am un marker de aceeași culoare. Să-i dăm drumul! Am mai găsit ceva? Mersi, le vom folosi pentru ochi. Stai, ai spus ochi? Atunci poate e mai bine să iei ceva de aici? Uite ce paletă! Într-adevăr, sunt așa multe culori aici. Să alegem pe asta. Ei bine, cum o să arate? Grozav! Stai să verific. Nu e prea bine.
stai așa, nu am terminat încă. Mai avem nevoie de câteva linii aici și încă unele acolo. Aha, astfel o să aibă un look mai sufletit. Oh, bine! A ieșit frumoasă! Nu e deloc înfricoșătoare! Stai așa, Semi! Iar voi, prieteni, dați-ne un like și abonați-vă! Oh, da! Oh, se descurcă așa bine! Huh? Oh, nu! Am rămas blocată! Oh, ce se întâmplă? Wow! Ups! Am avut o mică răbufnire! Scuze! Fiu! Bine că s-a terminat acum! Ei bine, de ce stai aici și te relaxezi? Cine va colora restul? Eu o să fac eu! Ei bine, părul lui Wednesday e gata! Iar acum părul meu e problema? Hai să rezolvăm problema! Mult mai bine! Hei! Hai să facem și părul lui Wednesday să strălucească! Bine! Suzy, de ce ai pregătit creionul ăsta? Wednesday iubește negrul, nu albastrul, știi? Ce nepoliticos! Câteva detalii finale și fundalul o să fie gata! Uite așa! Foarte bine! Iar acum poți desena o ținută uitându-te la mine! Uită-te la gulerul meu! Tu vei fi referința mea! Ești ca un ghid ambulant pentru Wednesday! Ei bine, rochia ei minunată va fi în contrast cu gulerul ei negru! Promit că o să iasă grozav! Wow, ce mari știrile Nevermore! O avem aici pe Wednesday, care o desenează pe Wednesday! Și ce? Aproape că am făcut-o să arate ca mine! Iar după părerea mea, a ieșit bine! Acum hai să lucrăm la volanele rochiei ei! Eu n-am înțeles că o să fie un stil realist! Desenul tău nu seamănă cu poza asta! Oh, serios? Ei bine, acum te voi iubi la danele mare critic de ață! Ok, ok, te-ai descurcat grozav! Așa mai merge! Mai trebuie doar să facem câteva detalii finale! Ei bine, buzele au ieșit minunat! Iar nuanța rujului se potrivește perfect! Deci acum e și un make-up artist grozav din câte văd! Foarte bine, Semi! Un meșter bun trebuie să știe câte puțin din toate! Deci, cât mai durează? Abia aștept să văd rezultatul final! Încă câteva secunde, Semi! Ei bine, uite ce am obținut! Cumva aceste linii de creion mă derutează și am din întâmplare o gumă de șters! Ok, am înțeles! Iar acum putem admira cu toții portretul! Iu, în sfârșit am terminat! Și a ieșit uimitor! Să îl trimitem lui Enid acum? Nu prea cred! Câteva poze sunt de ajuns! V-a plăcut să colorați cu noi? Atunci dați-ne un like și nu uitați să vă abonați! Ne vedem curând!